Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. De două ori pe săptămână mergeam cu multă încredere pe o adresă din sectorul Telecentru să cumpăr produse lactate, de care niciodată nu am fost dezamăgită. Antreprenorul care își dezvoltase această afacere, o lună în urmă a venit cu un mesaj precum că este persecutat și îi se pun piedici în comercializarea produselor sale. Ba mai mult, Constantin, așa îl cheamă pe tânărul revenit din străinătate pentru a munci acasă, din disperare, după mai multe încercări de a rezolva problema, a adresat deja cu și un apel pentru a fi susținut și primul gest al său a fost să verse peste 300 de litri de lapte în fața primăriei, ca să fie auzit și ascultat. Iar duminica trecută a organizat și un protest în care cere să se discute constructiv cu el pentru a găsi soluții acceptabile din ambele părți. Eu voi fi de această dată de partea lor, pentru că am procurat lapte și brânză foarte gustoasă de la ei și aveam toată încrederea că ceea ce mănâncă copilul meu este de calitate bună. Un producător autohton care încearcă din răsputeri să supraviețuiască în Republica Moldova are la dispoziție doar capacitățile strategice de antreprenoriat și dorința nebună de a face ceva din propria inițiativă în propria țară. Îi merge bine atât timp cât respectă calitatea și este original prin produsul pe care îl propune, astfel obținând încrederea clientelei. Dar iată că apar micii birocrați care prin prisma gândirii sale rigide și nu în scopul beneficiului omului simplu încep să pună piedici. În așa mod, agentul economic se trezește în fața problemei de unul singur. Cum trebuie să ajutăm acești antreprenori? De ce acest agent economic nu a fost acceptat pentru a face comerț ambulant? Ce înseamnă comerțul stradal în Chișinău? Și care sunt regulile în comercializarea ambulantă într-o urbă? Despre aceasta vom vorbi în această seară cu invitatul din studio. Bună seara, Dinarii Cojocaru, consilier Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți să discutăm, pentru că este o temă actuală și probabil fiecare dintre noi își pune întrebarea: ce se întâmplă la acest capitol? Există un regulament bine prestabilit? Nu există? Cine răspunde de aceasta? Cum să facem să fie bine? Care sunt organele care ar putea să aducă la un numitor comun aceste nemulțumiri ale oamenilor pe ambele tabere? Pentru că sunt oameni care zic că trebuie să se facă regulă în Chișinău, alții zic că trebuie să ajutăm antreprenorii. Sunt două tabere deja create în municipiu. Eu gândesc și în toată țara, probabil. Totuși gândesc că întrebarea dată are un aspect și o istorie mai lungă. Dacă să vorbim comerțul ambulant, să-l numim noi ambulant, dar acolo este Ghiretă, Tomberon, eu aș zice că tot orașul deja e Tomberon de gunoi. Diferite denumiri acestei Ghirete, dar până în final ne alegem cu un haos în oraș necontrolat, și anume în domeniul comercializării stradale. Nu sunt împotriva creșterii economice a unui agent economic în municipiul Chișinău, chiar vreau să-l facilitez și să-l ajut. Dacă să vorbim despre acest antreprenor care, dumneavoastră l-ați menționat, care acum anume cu lapte, chiar aș dori să-l ajut, dar totodată am și unele cerințe. Atunci când merg acasă și văd că pe trotuor se comercializează în diferite aspecte, automobil, gheretă, ladă, căldare, îmi pun întrebarea: cine în urma lor va face curățenie? Cine verifică calitatea produsului, da, exact. Calitatea. Mie nu mă interesează sub ce aspect el vinde ca cetățean. Ca consilier municipal aș spune cine le-a emis actele, cine le-a făcut schema de amplasare. Dar ca cetățean simplu, calitatea produsului, ca ulterior eu și familia mea să noi avem de suferit. Dacă vorbim despre, iarăși ne întoarcem la acest agent economic care comercializează laptele, spunând sincer, mi-am pus de mai multe ori întrebarea de ce mașina lui stă amplasată pe trotuor. Nu este corect. Pe trotuor trebuie să se deplaseze pietonii, mama cu copilașul, cu căriciorul. Dar totodată sunt de acord că el trebuie să comercializeze. Aici este întrebarea mai sensibilă. Atâta timp cât în municipiul Chișinău nu au rămas pieți de comercializare municipale decât una, cea centrală,
noi avem un șir de întrebări. Dacă să luăm experiența de peste hotare, se vinde și acolo din automobil, automobilul are un loc bine determinat, unde el este amplasat, tot știu că este acolo, vine un fermier, ei îl numesc așa, dar așa îl numim și noi în viitorul apropiat, și se duc deoarece ei iau direct de la producător și ei trebuie stimulat, sunt producătorii noștri. Dacă facem o analiză anume de lapte, mai mult de 60%, chiar aș spune și 80%, deoarece însăși părinții mei se ocupă cu producerea laptelui. La noi este produs importat și nimeni nu verifică calitatea. Eu vreau să fie produsul nostru autohton pe piața noastră. Nu știu de ce nimeni nu creează aceste condiții. Da, eu sunt de acord că de-a lungul timpului a fost diferit tip de comercializare. De exemplu, hai să începem cândva să dădea stațiile de trolebuz. După cum știți, acolo se comercializa diferite produse. Până în final ne-am prezut că ele sunt privatizate în bună parte din ele. Da, sunt de acord, s-a dat pentru cele ghirete, care o bună parte din ele, dintr-o ghiretă de 6 metri pătrați, acum noi ne-am trezit că acolo este o ghiretă de 100 de metri pătrați cu două nivele, unde se comercializează. Lucrurile astea trebuie să fie bine determinate. Pe care străzi noi vrem să comercializăm? Care este aspectul exterior a acestei ghirete? Cum mergem noi? Noi mergem pentru un agent economic care are o rețea sau vrem să stimulăm fiecare cetățean să deschide afacere, mica sa afacere? Care este numărul de ghirete sau de agenți economici care comercializează același lapte pe un anumit areal? Eu știu, o mașină, două, trei, independență de numărul de populație. Iar dacă sunt foarte mulți agenți economici, care este regula sau în ce mod el poate să vie ca să poată comercializa oficial, ca ulterior să nu ne trezim că cuiva îi spun impedimente. Îmi pare foarte rău că acest agent economic care a muncit undeva peste hotare, a investit în acele animale care se producă lapte, ulterior în automobile, chiar are niște automobile dotate pentru acestea, cu un vas rezervor care este poate permite păstrarea și la temperaturi mai mari de afară lapte la o temperatură necesară. Acum s-a trezit, după ce a făcut toate investițiile, el n-a fost informat de autoritatea publică locală. Dumneavoastră ați atins mai multe situații destul de palpitante și dificile ale acestei probleme mari. Haideți să le luăm pe rând și cel mai important este faptul că persoana doar a o perioadă de timp destul de lungă, dacă tot vorbim despre acest Constantin, domnul Constantin, și vreau să atenționez telespectatorii mei, că am lansat o invitație și către acest antreprenor, însă dumnealui, aflându-se acum în mai multe dialoguri cu autoritățile centrale, probabil și locale, nu a avut posibilitatea să vină în platou. Eu sunt convinsă că până la urmă se va găsi numitorul comun și tare teamă mie ca să nu fie politizată această temă și atunci bietul antreprenor va merge pe o cale greșită. Vreau la dumneavoastră acum să revin cu subiectul, întrebarea ce am vrut să zic înainte de a spune către telespectatorii mei. El a comercializat timp de câțiva ani, da? A avut 6 puncte de de unde își putea să-și vândă produsul. Ce s-a întâmplat? Nu credeți că aici a fost o neînțelegere sau o lipsă de comunicare între administrația publică locală și acest antreprenor? Unde considerați dumneavoastră în calitate de consilier că s-a făcut ruptura dintre dialogul primărie-antreprenor? Deci, întrebarea vreau să o dau mai profundă, iarăși să nu afecteze pur și simplu pe domnul dat care comercializează laptele. Dar să luăm o problemă mai actuală, o rețea mai mare. Noi am avut și sunt și actualmente un business familiar a cuiva care comercializau cafea. Nu vreau să dau denumire comercială, că într-adevăr nu este scopul de a face cuiva publicitate, așa. Publicitate. Scopul este de a ieși din impas de comunicare și totodată un impas care este datorat unor agenți economici care, în principiu, după ce au activat, au lăsat o impresie rea cetățenilor. Așa. Eu am studiat, hai să spunem așa, traseul pe care merg de la serviciu până
Acasă pune în cale, nu că în cale, pe drum văd trei automobile a domnului care comercializa. Respectiv am și colegi care eu toți vorbeau de bine, nu că îi fac publicitate, în sens că nu văd care este impasul de la autoritatea publică locală de a-l stopa brusc. Eu înțeleg că dacă merge chiar dezvoltarea orașului cu micșorarea numerelor de ghirete sau de comerț ambulant, trebuie să fie o preîntâmpinare în diferite tranșe, eu știu, să spui că vrem să începem de la sectorul, de exemplu, care dumneavoastră a spus, trebuie telecentru. Vă rog frumos, mașina de la telecentru nu mai comercializează acolo, la telecentru este piață, autoritatea publică locală trebuie să se ducă la piață, să găsească, că găsească de fiecare dată, îi găsesc banii unde le trebuiesc, de a face o mică parcare pentru comerțul ambulant, că pe lângă laptele dat, noi știm destul de bine că noi avem combinatul de produs pentru copilași care se duc de la orele 6 dimineața, vând până la orele 8 dimineața exact, pe marginea drumului. Exact. Oare lor noi nu trebuie să le creăm condiții? Ei nu trebuie să stăie pe marginea drumului, să vie un tătic și iei mâncare la alimentară, să ducă după mâncare și să afle ulterior mamă că el la spital că a fost lovit de o mașină, că mașina stă neregulamentar. Întrebarea dată văd că nimeni nu o ridică. De ce? Absolut. Cred că este un interes. Pe lângă laptele dat, noi avem mașini care comercializează carne. Nicăieri în lume nu se comercializează carnea pe stradă. Bine, la noi s-au găsit și o comercializează. Poate mașina e mai dotată. Nici o problemă. Dar dat să facem. Nu s-a făcut, nici nu s-a preîntâmpinat. Deci eu pot să trag o concluzie pentru a nu face mult polemic. Asta e concluzia mea personală, că pur și simplu merge schimbul de dominantă în orașul dat. Dacă până acum controla un așa numit, se spune, o boiertă treaba dată. Actualmente, anume produsele lactate sau comerțul stradal. Uitați, eu am făcut o analiză, recent m-am dus în parcul Valea Morilor. Păi da, așa e mai grav deja problema deja. Asta este opinia mea, dar eu vin cu niște argumente. Am văzut pe site-ul primăriei unde plasează primarul interimar câteva locuri de comercializare în parcuri. După părerea mea, locurile date nu trebuie să fie. Dacă noi vorbim de parc, în genere, el trebuie să fie comerț ambulant, să are în vedere ceva migrator. Înseamnă că el vine la orele 7 dimineața și a instalat obiectul cu care comercializează sau se deplasează ca întâi lumea cu o bicicletă, cu frigiderul în față, comercializează, seara el nu. Asta permite că seara, să vii sau dimineața tare să facă curățenii. Elementar lucru, să nu ne trezim că la sfârșit de sezon acolo locul este așezat, acolo locul este betonat, acolo este, nu crește nici iarbă, nici nimic. Lucrurile date nu se fac. Dacă vorbim iarăși despre agentul economic dat, cu dânsul trebuie comunicat, deoarece nu este un agent care a venit și a cerut finanțe sau a luat un loc unii și a construit ceva. Ci a venit cu un automobil. Lucrul dat se poate mișca. El în fiecare zi îl mișcă. Noi câte piețe în oraș avem, în toată piața trebuie să fie, spunem, amplasat un așa loc. În cel mai rău deci, caz... Deci loc special pentru aceste automobile. Nu cum i s-a hotărât lui problema. I s-a dat o tarabă și el trebuia să vândă la taraba aceea. Sau i s-a dat un loc special amenajat în piețele din Chișinău în care el dânsul spune că nu era absolut posibil de a vinde. Sau nu vineau clienții pentru el. Deci referitor diferența la client, clientul o să fie acolo unde produsul este bun. Eu aici sunt mai, spunem, mai rigid la răspuns. Deci în piețele noastre lipsesc locuri special amenajate pentru acești comercianți care au în dotare mașini specializate. Da, mai mult ca atât, noi putem merge de a face un proiect pilot, de ce nu, ca în unele zone ale orașului unde nu este piață, de a amplasa o parcare mică, care să fie strict determinată cu comercializarea unor produse, anume ambulant. El a venit dimineața și seara a plecat. Că acolo poate fi făcut curățenie, că acolo poate fi. Însă aici vine a doua parte a întrebări. Cine va monitoriza acest lucru? Deoarece știm destul de bine că la unele oficii a unilor partide stă 24 de ore, poliția și nimeni nu se parchează, iar la o policlinică, la un spital unde este nevoie de a se parca, de a merge,
ambulanța, acest lucru nimeni nu-l verifică și ulterior avem impedimente și neînțelegeri din partea societății. Dar nu vedeți și aici un aspect din ce motiv acestui antreprenor îi se interzice sau îi se pun piedici că ceilalți care sunt mai grași, să-i spunem, da, în a vinde produse lactate, concurența și calitatea produsului le-a făcut festa și atunci ei au dat comandă ca să fie nimicit. Uitați-vă, nu sunt în calitate de procuror, pot să deduc numai aceste lucruri. Însă este ferm că locurile în municipiul Chișinău, care am început de la discuție despre tarabele și analiza mea care am făcut-o, că pe site-ul, pe Facebook erau pus amplasate locuri, unii sunt amplasate la moment, unii vor fi pe viitor amplasate anumite gherete. Eu m-am deplasat la fața locului și am văzut că acolo deja sunt 12 gherete amplasate. Înseamnă că la cele 12 noi mai amplasăm pe cineva. Și noi schimbăm pur și simplu, deci spunem, aici nu proprietar. Este coordonare, nu este o transparență, e simplu. Dar totodată știu că fiecare gospodar, stimându-și producătorul autohton, el va crea în primul și primul rând condiții pentru el. Iar ulterior, cei ce rămâne piața necomplectată, se completează cu produse importate. Și cât este de complicat să facem acest lucru, ceea ce ați propus dumneavoastră? După părerea mea, este vorba de o dorință. Ba mai mult ca atât, noi putem face și o licitație, că sunt ferm convins că mai sunt producători autohtoni care au putea să produc sau să comercializeze în oraș. În cel mai rău caz, noi putem propune niște ore numai de comercializare, în cel mai rău caz. Dar deja omul a făcut investiții, deci noi cumva trebuie să deja să-l stimulăm. Să primești că omul a făcut investiții și a făcut un calcul de restituire acestor bani în 10 ani de zile. El a ajuns la a treilea an și noi acum îl începem pe dânsul a-l inhiba și a-i închide activitatea. Noi automat pe el îl vărâm într-un faliment oricare. Exact. Trebuie comunicare, lipsă da, de comunicare. Și vreau să anunț telespectatorii, pentru că am discutat și cu Maria Acbaș, o doamnă care la fel se ocupă cu producerea laptelui și a produselor lactate din sudul Moldovei, Comrat, și am fi vrut regia să verifice dacă doamna este pe fir, să-mi spuneți când, ca să aflăm părerea dumneiei, pentru că un an în urmă am discutat aici în studio care erau piedicile și problemele dumneiei la acest capitol și cât este de complicat să începi să comercializezi produsele tale în magazine sau să ai o rețea bine prestabilită de propunere a produselor tale proprii. Regie, că nu o să fie legătura, să mă anunțați. Domnul Cojucaru, după un sondaj, desigur, în momentul în care acest agent economic a început să-și spună nemulțumirile pe rețele de socializare, am găsit o întrebare. Sunteți dispuși să cumpărați lactate de la fermierii din Moldova, la care moldovenii au răspuns 91% da și 4% doar nu. Deci să înțelegem că oamenii sunt gata să procure produsul lactat de la producătorii autohtoni, ca să nu vedem pe tarabe în magazine, avem vreo 5, așa le-am numărat eu, firme străine. Doar ne trebuie, cum ați spus dumneavoastră, putere de voință și o strategie bine dezvoltată. Ceea ce, la indignarea mea, noi am găsit pe site-uri și chiar pe site-ul primăria mea și pe primărie am găsit că există așa un act, un regulament 2015-2020, da? În care sunt stipulate clar niște activități, niște restricții, niște denumiri, niște noțiuni. Ce se întâmplă cu acest document și la ce etapă se află și când s-a discutat? Atâta timp cât... Mă scuzați, regia îmi spune că este doamna Acbaș pe fir și o ascultăm și după aceea continuăm despre aceasta. Doamna Acbaș, bună seara! Да, добрый вечер. Да, доамна Акбаш, спасибо большое, что вы нашли время для нас. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу этой ситуации, которая случилась с господином Константин, и как вы видите разрешение его проблемы, и сложно было для вас найти разные способы для того, чтобы продавать вашу продукцию? Ну, скажу вам сразу, что молоко – это очень чувствительный продукт. И сегодня говорить о том, что я спокойно могу сегодня выдоить корову и пойти продавать это молоко, куда мне вздумается, это невозможно. Есть два пути решения этого вопроса. Первый – это или продать заводу-переработчику, что, по-видимому, не очень приемлемо для Константина. Или второй – поставить какую-то свою первичную обработку молока. Сейчас есть возможность
приобрести хотя бы пастеризатор, хотя бы какую-то центрифугу у нас есть. Потому что программа субсидирования очень оптимальная, и она позволяет это сделать. Поэтому я бы на его месте, скорее всего, бы чуть-чуть бы просчитала бы, взяла бы какой-то кредит или каким-то способом другим, приобрела бы новое оборудование, получила бы субсидию на это оборудование и продавала бы как переработанное молоко. Потому что сырым молоком нас никто нигде не ждет. Но он не продает только сырое молоко, он продает и разные продукты из молока. И мой вопрос к вам, вот когда вы начали ваш бизнес, у вас стояла проблема, вопрос стоял, делать это, вот как вы сейчас делаете, продавать в магазинах или выходить, как он выходит на рынках и продавать на улице свое сырье в организованном вот этим видом, в машинах, в холодильнике и в том виде, в котором он это делает? Никогда у нас не было желание продавать где-то на рынках или в открытом каком-то доступе для населения. Мы всегда изначально рассматривали как продажу через магазины. А вы видите этот тип продажи проблематичным для Кишинева? Или это одна из теорий, которая может, вот как мы здесь разговаривали с господином Динарием, была рассмотрена? Ну, вы знаете, это не только проблема для Кишинева. Может быть и интересно, когда фермер продает свой продукт напрямую. Это однозначно интересно, потому что маржа, конечно, остается фермеру. Но фермер сегодня на том же уровне, как и любой производитель, маленький или большой производитель молока. У нас ко всем одни требования. Потребитель должен получить безопасный продукт в первую очередь. Если отсюда плясать, то мы отвечаем сразу на все вопросы. Каждому из нас одинаковый подход. 10 тонн молока у тебя, тонна молока или 100 тонн? Скажите, какие советы вы бы дали ему, чтобы он вышел из этой ситуации? И думаете ли вы, что это специально сделано для него, чтобы он остановил свой бизнес? Я не думаю, что сегодня специально что-то делается, потому что молоко – это действительно очень чувствительный продукт. Потому что потребитель молока – это сегодня слои населения уязвимые. Поэтому я не думаю, что чиновники будут специально чинить какие-то препятствия. Тут, я думаю, немножечко нужно поднапрячься и самому фермеру. Мы прошли через это. Поверьте мне, что это очень сложно. Бывало такое, что ты просто заливаешь это в канализацию, отдаешь каким-то фермерам на корм скоту. Это сложно. Но если с самого начала сделать первый шаг правильно, то есть получить рекомендации АНСИ, пойти по всем этим пунктам, то дальше поверьте, что вам будут все двери открыты. И сегодня каждый магазин готов принять натуральный продукт. С магазинами долго разговаривали? Было тяжело с ними общаться? И как вы прошли этап для всех этих документов, для принятия документов? Ну, сегодня полиберальнее, чем было 10 лет тому назад, поверьте мне. И сегодня проще, чем было 10 лет назад. Сегодня ты имеешь единое окно в АНСИ и работаешь только с АНСИ. Раньше было 34 учреждения, и с каждым ты должен был гармонизировать свою работу. С магазинами очень сложно. Нам было очень сложно. Это более 10 лет работы. Но начинали с 400 литров, и сегодня мы перерабатываем 12 тонн. Поверьте мне, что это только кропотливая ежедневная работа. И в первую очередь рука об руку с АНСИ. Какими бы они нам ни казались вредными или еще что-то, поверьте, если мы идем шаг за шагом, потом нам самим легко. Как вы видите, должны подойти к этой проблеме мэрия города Кишинева? Как они должны себя повести в такой ситуации, чтобы помочь человеку и чтобы не предъявлять ему какие-то требования, которые он не сможет сделать? Я не думаю, что мэрия предъявляет какие-то требования, которые вне закона. Мэрия очень ограничена. Отравление детей, это в первую очередь бьет по ним, потом бьет по нам, по производителям. Я не думаю, что сегодня... Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то нюансы ситуации, но я смотрю на эту сторону по работе с нашей мэрией. Они следуют букве закона. Да, иногда они нам кажутся абсурдными, но мы никуда не можем деться. Закон есть закон, правила есть правила. То есть ваше мнение, что молочная продукция должна продаваться только в магазинах? Мое мнение, что молочная продукция должна продаваться по установленным правилам. Это 4-6 градусов температурный режим. Перевозка в специализированном транспорте. Обязательно сертификаты АНСИ. Есть несколько требований, которые не так сложно соблюсти, чтобы не входить в конфликт ни с одной службой.
И все-таки ваш совет для него, если вы слышали эту проблему и вы были... Я так понимаю, есть сертификация, есть авторизация АМСИ у данного предпринимателя? Да, да, все есть, все документы, он говорит, что есть. Ну, тогда я не вижу никаких проблем, если есть все документы. Другой вопрос, что должен быть документы на готовый продукт, не только авторизация самого предприятия перерабатывающего. Это уже немножко сложнее. Это уже лаборатория, это уже сотрудники. Но что делать? Это молоко. Это не тот продукт, который выкинул его на солнце или не на солнце. Это молоко, это живой продукт. И очень, еще раз говорю, уязвимые слои населения подпадают под эту группу продуктов. Поэтому мы должны с трепетом относиться к потребителю. Спасибо большое, домну Динаре Вритчевасу Андрабат. Ну, спасибо большое, мы пьем ваше молоко, оно очень вкусное. И желаем вам удачи, чтобы вы развивались дальше. Спасибо. Спасибо вам большое, все хорошо. Da, domnul Dinare Coșocar, o altă opinie, o altă părere, ceea ce vă spuneam și la începutul emisiunii, o parte din societate este de această părere că ceea ce s-a întâmplat cu agentul economic este spre beneficiu aducerii calității produselor lactate la un alt nivel și doar aici trebuie un pic de așteptat ca să se conformeze. Deci, inițial discursul nostru era într-o problemă. Că nu se permite unui agent economic să comercializeze. Eu nu vreau să fac, spunem așa, el este un exemplu. Eu nu, da, l-am luat să, astăzi ca un exemplu, ca un exemplu. La noi nu era întrebare în calitatea produsului, că într-adevăr nu sunt întrebări la calitate. Eu nu am auzit pe care... Nici eu nu am auzit, este, da. Este întrebarea în permisiune de a comercializa dumnealui pe, în locurile publice, în locurile unde comercializează acum sau de a-i crea condiții pentru a comercializa în zona dată. Asta era întrebarea. Desigur, doamna este de la Comrat, acolo este un alt volum de consumatori mult mai mic. Nu este, spunem, aspectul meu, dar hai, studiile mele îmi permit și din domeniul economiei de a face o analiză în genul dat. Desigur, ei nu este rentabil să vândă un oraș. Deoarece asta este salarizarea încă o persoană și trebuie să ai condițiile, automobilul care este dotat, trebuie să fie dotat pentru menținerea condițiilor pe care le-a menționat dumneiei. Și de ce dumneiei este mai rentabil în magazine? Deci având volumul, aici punem la pe... Aici punem, da, ca să fie... Pe cântar volumul de producere, da, aici, a aici este, da, plus volumul. Dumnealui, poți, cu volumul pe care îl face, poți să-l comercializeze în oraș, deoarece este o aglomerație mult mai mare de consumatori. Unu. Doi. În Comrat eu nu gândesc să sunt atâția concurenți neautohtoni, produs importat cât este în Chișinău. Noi știm că 70% din economia Republicii Moldova se învârte în municipiul Chișinău. Acestea sunt aspecte diferite de cântărit. Acum noi vorbim despre relația autorității publice locale cu un agent economic. Cu unul din acei care, după ce achită sumele, impozitele în bugetul municipiului Chișinău, noi putem ulterior din banii ăștia face ceva. Inclusiv și condiții pentru ulterior pentru el, că el se poate comercializa. Pentru unul care influențează viitorul nostru. Exact. Din banii, din toți banii aceștia, noi facem orice lucru în municipiul Chișinău. Aici este întrebarea. Mai multe state, mai multe capitale, mai multor state s-au întâmpinat cu așa probleme. Noi avem, de exemplu, Moscova, care peste noapte a luat și a demolat toți agenții economici, deoarece ei tot au crescut din cauza la administrarea până la actualul primar de acolo, au crescut haotic. Da, pentru cineva este mai aproape să facă 50 de metri de la scara blocului până la o gheretă decât să ducă până la un magazin mai mare. Dar totodată nimeni nu-și pune întrebare care sunt cheltuielile noastre, care este confortul pentru o mamă să margă pe trotuor. Poate mama nu are o sursă financiară suplimentară actualmente în buzunar, dar copilul vede, el vrea. Exact. Asta nu ține numai despre comercializarea laptelui și produselor alimentare. Asta ține în genere despre orice activitate economică. Parcul este făcut ca tu în el să te duci să te plimbi, să primești o plăcere de la contactul tău cu natura. Iar când tu te duci acolo cu copilul de mână și acolo sunt diferite distracții, care iarăși până în final amplasarea lor este haotică, nu știi
niște batute, niște mașinele care merg chiar și cu ardere internă, asta nu este confort. Dacă tu te duci acolo și lângă scaunul care stai tu în parc, sunt două gunoiești pline cu pahare de la cafea și hârtie după ce s-a mâncat cineva un hamburger acolo sau altceva, asta nu este odihnă, asta este miros, asta este pentru autoritatea publică locală, cheltuieli suplimentare. Aspectul discuției de azi, din cât eu am înțeles, este partea, este necesar de a comercializa un oraș sau nu este? Este necesar. Dar trebuie să stipulăm ce să comercializăm și unii să comercializăm și cine să comercializăm. În și 2017 acum a fost primit acest regulament privind comercializarea stradală în Chișinău. De atunci până acum, de câte ori s-a pus accentul pe dezvoltarea acestui regulament sau pe discuții publice sau pe obținerea unor rezultate? Spre regretul meu, din analiza pe care am făcut-o eu personal, eu am văzut că acolo s-a schimbat numai sfera de influență. S-a schimbat boierii care verifică și care dau aceste și autorizații. Și celelalte, o sumedine de ba mai mult lucruri ca atât. Importante nu s-au pus la discuție. Nu s-au pus. Ba mai mult ca atât. Regulamentul care a fost primit, într-atât ai făcut că dacă agentul economic a primit plan-schema de la o pretură, el nu mai informează direcția de specialitate, că el are de gând să facă acolo oricare afaceri, oricare vânzări. Și direcția nu poate să intervină cu nimic până la depistarea unor încălcări. Că el, de exemplu, a scris că comercializează cărți, dar comercializează totul până țigări. Unica ce s-a făcut, hai să spunem, și el nu este legat nu, de regulament, ci este de lege, că nu se permite de comercializat țigări și produse alcoolice. Dar noi ne aflăm în luna 5 a anului 2019, necătând la faptul că legea este intrată în vigoare din luna ianuarie și toate lucrurile acestea se comercializează. De ce? Și că dacă facem o analiză, iarăși nu vreau să politizez lucrul. Dar noi să depistăm că asta este o rețea a unor persoane de la un partid anumit. Mă repet, cuiva este rentabil acest haos? Înseamnă că până ajunge la niște reguli bine prestabilite, primăria nu are capacitate administrativă de a reduce haosul despre care dumneavoastră vorbiți și de a opri această mizerie care se întâmplă pe Chișinău. Nu are pârghii necesare. Dar ce trebuie să se întâmple ca să se obțină aceste pârghii? Eu aș schimba gospodarul. Că dacă o gradă credeți mai că gospodarul nu mai trebuie de schimbat acolo? Mie pare că sunt multe direcții. Partidul Socialiștilor, fără a politiza întrebarea, dar noi venim cu unele soluții și, de exemplu, pe data de 22 mai, noi facem asta ziua de mâini, noi facem la orele 15 audieri publice la care sunt invitați și acești agenți economici, apropo, care au de pătimit până în final de la treaba asta, și acei cetățeni care consideră că trebuie de susținut posibil comerțul stradal pentru a găsi un numitor comun de a ieși din impasul dat. Da, până în final, hai să spunem, eu dacă am să fiu mai rigid, eu am să spun că străzile trebuie să fie liber în genere de comercializare, de comerțul stradal. Da, trebuie să fie amenajate locuri speciale, dar bine, aceste locuri speciale. Care să ne dea aspectul economic și estetic. Doar totuși, părerea mea, mai fost prin alte state, sunt niște gherete micuțe care comercializează flori, care comercializează cărți, ziare. Esența nu este că poate să rămâi, nu eu decid. Asta va decide societatea împreună, că trăim toți într-o societate. În principiu, Chișinău este o familie mare care trebuie să găsească un numitor comun între ele. Întrebarea este că toate aveau un aspect plăcut, toate era curat lângă ele și, într-adevăr, seara când te duceai, nu știu de ce acest comerț ambulant anume înghețata, ziarele nu erau pe stradă, erau numai cele cu flori. Înseamnă că ele migrează, ele pleacă. Ulterior, dimineața vine, era curat, de exemplu, orele 6 era curat. La orele 8 trezei, iar ele sunt apărute. Înseamnă că lucrul dat lucrează la cineva, de ce să nu-l facem să lucreze la noi? Cineva poate să ne spui că noi avem zone în municipiul Chișinău unde nu sunt magazine în apropiere și o bunicuță sau o mămică care are mai mulți copii, unii nu este asfaltat, ei este departe. Da, poate noi acolo facem o altă alternativă sau un alt aspect de a instala
aceste ghirece. Da, a făcut cineva analiză, domnul Cojocaru, referitor la aceste sectoare în care nu există piețe, nu există magazine. Cineva le-a vizualizat, cineva a mers pe teren, s-a uitat. Deci mă repet încă o dată, analiza care se face în municipiul Chișinău, ea nu este făcută după necesitatea cetățeanului din casă. Ce este făcută după fluxul de pietoni. Așa, deci, unde este pietonul, acolo unde este... este cetățeanul, unde el migrează, acolo se pun ele. Ceea ce nu este corect. Noi nu mergem cu scopul... Deci avem o aranjare, amplasare neuniformă a pieților în oraș, fără cerința propriu-zisă a omului, da? Fără necesități. Este pus nu calitatea, dar volumul. Cineva instalează ghireta acolo, unde este fluxul cel mai mare, el este interesat să vândă. Dar acolo, unii până în final, da, vânzările vor fi mai mici, dar ele acolo sunt mai așteptate, deoarece este o distanță mai mare, acolo nu sunt instalate. Dumneavoastră, dacă locuiți la telecentru, e că noi avem sectorul strada Ialoveni. Eu vă arăt acolo o distanță destul de mare, unde nu este nicio ghiretă. Și invers, vă arăt acolo unde este fluxul mai mare de cetățeni și sunt patru ghirete instalate una lângă alta. Patru, nu una, dar patru. Ceea ce nu consider rațional. Dacă revenim la piețele despre care am vorbit un pic la începutul emisiunii, aspectul acestora, modul în care ele au fost privatizate, participarea omului de a face parte din această viață, mine, a pieței, la capitolul acesta, care sunt problemele și ce ascunde această piață pe care foarte mulți o evită, nu foarte mulți agenți economici își doresc ca să meargă să vândă în interiorul acestor piețe pe care noi le avem în sectoare. Deci până la anul 2000, din spusele colaboratorilor primăriei, ei venind cu o soluționare a, spunem așa, susținerea cetățenilor care nu au un loc de muncă, deci deschide o mică afacere, s-a pornit toată ideea asta de a pune o gheretă, comerț ambulant, așa numit. Dar până în final, iarăși din cauza relațiilor a unei persoane cu finanțe mai mari și posibilități de a avea legături în primărie, s-a primit așa că s-au găsit câte 3-4 agenți economici care au făcut rețele în municipiul Chișinău. Și atunci, până în final, noi am rămas iarăși că cineva este la salariu, acolo la un salariu mic, în condiții mizere, nu are nici WC, nici unii se spală mâinile și sărăcie cum a fost, așa și este. Eu n-am văzut ca să crească. Dar dacă să vorbim logic, câte gherete sunt, atâția agenții economici trebuiau să fie, care și-au îmbunătățit până în final starea familiară sau starea economică din familia sa. Ulterior, noi ne-am ales ca atare că s-au înmulțit rețelele și persoanele cum au rămas cu venitul mic așa și urmă. Ba mai mult ca atât, lucrând în niște condiții, părerea mea, inumane de multe ori, deoarece vara acolo este o temperatură enormă, iarna este destul de frig. Iar viceu, apă, nici nu mai vorbesc, lucrurile date nici nu sunt și nici n-aș trebui să fie în principiu. Dacă el ar fi ambulant, omul deplasându-se de la un segment la altul, pe teren, el își hotărăște întrebările necesare. După părerea mea, a fost totuși o atenție vis-a-vis de oamenii care nu vor să intre să vândă în piețe, este organizarea locurilor de alternativă, iar maroacele sau vânzarea stradală de sezon, da? Ceea ce a permis oamenilor să poată să-și comercializeze marfa. La acest capitol, ce putem să spunem? Ca este sau nu benefic pentru Chișinău și iarăși, iar maroacele sau locurile sezoniere pentru femeile care vând sunt binevenite sau și ele au semne de întrebare? Noi să aveți în vedere de handmade, producători autohtoni. Da. Bine, până în final, hai să luăm o capitală care vreți o numiți. Noi ne ducem acolo, dacă spunem că actuale gestionarea primăriei tind spre Europa. Bine, dăm exemplu Europei. Acolo ghirete noi nu o să găsim, deloc. Dacă și le găsim, vom găsi ghirete de ziare, așa bine simpatici și toate de același, spunem, design și de flori. Gata, mai mult noi nu găsim. Am o despre comerțul stradal pe care îl propun. De exemplu, Franța, Parisul este cunoscut că în fiecare, odată la două săptămâni, ei au câte o stradă unde fiecare cetățean poate să ducă să comercializeze
la un preț simbolic sau chiar gratis. Uh-huh. El ce are în casă vinde lucruri la două mâini sau cineva care face handmade lucrurile obiectele sale. Această stradă este anunțată public și fiecare doritor se duce acolo. Printre altele este un lucru frumos, am participat de câteva ori, lucruri la un preț mic, cineva care nu are nevoie de ele. Lucrul dat eu îl consider benefic. Primăria a reușit să facă față la aceste... Eu n-am văzut încă ies fie făcut, eu am văzut piața de vechituri care e făcută la gara feroviară în spate acolo și acolo este, nu vă spărați, un haos... Și până în final s-a transformat într-un business a vânzării hai să spunem, iarăși ca o rețea. Iar bunicuța care vrea să vândă până nu are un loc bine, cu oricare condiții, cu o masă normală. Dacă s-ar face asta pe stradă și ar fi migrator, credeți-mă că lucrul dată va arăta mult mai frumos. În urma sa va arăta, noi am putea ca autoritate publică locală, știm că pe data de 20 acolo este piața, pe 21 noi antrenăm acolo un număr mai mare de lucrători care a 20 când să ne trezim să fie frumos. Trezești frumos, este curat, nimeni nu își strică impresia. Am înțeles. Am văzut iarăși pe pagina primăriei și pe primăria mea, în fiecare sector sunt delimitate străzile în care se permite și nu vânzarea comerțului ambulant. Aceste străzi, cum au fost determinate și de ce s-au luat ele ca reper? Știți, am analizat și eu datele care le-au prezentat ei, unde au venit și cu un număr de... spunem, locuri de amplasare a unor ghirete. Da, corect? Da, corect. Dar nimeni n-a venit cu ce facem cu cele vechi. Înseamnă că la cele care sunt, noi mai adăugăm încă un număr oricare. 1, 2. Nimeni n-a venit cu un răspuns pentru un agent economic care este criteriul de selectare, ce trebuie să vinzi acolo, mă repet. Deci iar sunt lacune. Câți agenți economici pot să comercializeze acolo? Vă dați seama, dacă comercializează, vând pâine, trei comercianți alături, care este venitul lui economic. El s-ar o să ducă cu pâine uscată acasă. Noi îl stimulăm pe el sau noi lui îi facem, spunem, noi, cum? Pretura își face bani pentru ei. Uh-huh. Scopul este de a face comod pentru cetățean și de a stimula agentul economic de a-i permite ca să crească economic. Dar să facem un criteriu. O ghiretă de pâine, dacă ei merg pe capitolul dat, cei ce nu îl consideră rațional la moment, o ghiretă de lapte, poate o mașină de lapte, una de flori, trebuie să fie o diversificare. Actualmente nu există. Nu există. Dar astea sunt mici pieți. Noi transformăm orașul în mici pieți. Și din păcate, ulterior ne trezim. Cum? În preajmă, accidente rutiere, deoarece fiecare se parchează cum vrea. Da, tamponarea unor cetățeni. Este rușinos când autoritatea publică locală poate lucrurile date dirija, el nu le dirijează, dar invers le facilitează. Mă repet încă o dată, societatea civilă trebuie să participe la acest dialog în care se discută ce este necesar să vinde, câte, spunem, gherete trebuie să fie, după care formulă de calcul. Și până în final, dacă sunt 2-3 agenții economici care produc același produs, de ce nu de făcut o licitație între ei, care dă mai mult pentru autoritatea publică locală sau vine cu oricare facilități către ea, el se comercializează, asta ar fi, cred că, rațional. Și pentru că suntem pe final, ce sfat i-ați da acestui agent economic care a ajuns în impas și unde este ascuns problema lui? Deci unde este problema, nu vă voi putea spune, o pot numai deduce, vă spun, consider că este numai schimbarea gospodarului care gestionează această autorizație, cred că la capitolul dat s-o opresc. Iar soluționarea actualmente, părerea mea, deoarece într-adevăr persoana în cauză deja a investit sume imense din cât eu înțeleg în afacerea sa, este negocierea inițial cu piețele din preajmă, la care chiar dacă va trebui mă voi implica. Doi, negocierea cu autoritatea publică locală, posibil formula pe care am discutat-o anterior ca să fie făcut o mică parcare în anumite locuri,
La sfii pe perioadă temporară. Pentru câțiva agenții economici, până noi găsim un plan strategic de dezvoltare identic pentru tot orașul. Să nu fie el haotic. Uitați-vă chiar la ședința matinală a primăriei, diferite preturi veneau cu diferite numere de ghirete care trebuie să instalate și evacuate după până ce. În final eu nu prea am văzut să fie evacuate, bine, la Buicani pot să mai arăt câteva care au fost evacuate, restul cam mai slab, dar vreau să înțeleg după care criterii au fost făcute date. Dacă ei chiar și, bine, hai, domnul a pus 5 mașini, suntem pe final, deci. Este rațional. El s-a gândit 5 sectoare, s-a pus 5, 6 mașini chiar a pus. 6, da, el avea. Cred că la un sector mai mare a pus 2. Dar dacă vorbim de țigări, ele se vând la fiecare, nu ne trebuie alcoolul la fiecare. Dați să facem o claritate, o transparență la care se participe agenții economici, societatea civilă, autoritatea publică locală. Numai când noi vom găsi armonia dată, atunci noi vom putea crește atât economic, cât și în fața cetățenilor, cu un oraș curat, frumos și încredere din partea lor. Da, și să mai anunțăm încă o dată că mâine la ora 15, da, în cadrul primăriei facem audieri publice la care invităm societatea civilă, la care invităm agenții economici și la care invit chiar agentul economic care la moment a pătimit, după părerea mea, hai să spunem, cel mai mult și a fost deja meditizat, la care invit lucrătorii și i-am invitat oficial lucrătorii și direcțiile primăriei care sunt implicate pentru a ieși din impasul dat, pentru a face, spunem, un oraș mai curat, un oraș mai demn, să seamene cu capitala Republicii Moldova. Vă mulțumesc, domnul Dinare Cojucaru, că ați găsit timp să venim să discutăm. Dragi telespectatori, ne dorim ca oricare dintre noi să avem o capitală frumoasă, organizată bine și o comunicare adecvată dintre toate structurile care ne ajută să ne dezvoltăm. Eu vă spun o seară frumoasă și vă aștept marți și vineri la ora 19 să discutăm noi despre noi la Accent TV.